Elevii liceului teoretic Alexandru cel Bun din orașul Rezina au simțit pe propria piele ce înseamnă să fii profesor. Aceștia le-au permis dascălilor să se odihnească de ziua lor și le-au preluat cu entuziasm funcțiile. De cum este al treilea an, de când liceul teoretic Alexandru cel Bun de Rezina, organizăm ziua de autoconducere. Este o zi deosebită pentru elevii noștri, o zi în care se simt în pielea noastră a profesorilor, a echipei manageriale. Sunt niște momente de revelație pentru noi profesori, dar și de responsabilitate enormă pentru elevi, deoarece ei se pregătesc cu foarte multă asiduitate și proiectează orele și văd în genere toată bucătăria, așa zisă, a unui profesor. Care sunt etapele unei lecții și toată responsabilitatea pe care trebuie să o poarte un profesor adevărat. Fiecare elev metamorfozat în profesor s-a străduit să depună maxim entuziasm și imaginație pentru a-și materializa propria concepție referitoare la activitatea didactică. Inițial de dimineață am început cu un careu deosebit, unde noi am moderat acest liceu, adică tânărul corp managerial. Am felicitat profesorii cu niște cuvinte frumoase și niște mici atenții din partea tinerilor și a senatului părintesc. Cam mai apoi am avut o adunare cu toți profesorii și noi, echipa managerială, în cancelarea școlară, unde s-au discutat problemele care ne vizează pe noi. Am vorbit și am promovat o idee de a fi creată o discotecă în teritoriul liceului. O idee care noi deja cândva am încercat să o realizăm, însă din lipsa resurselor financiare nu ne-a reușit. Acum cred că după această zi frumoasă totul va fi ok. Cred că munca profesorului este o muncă titanică, pentru că este foarte greu să lucrezi cu tinerii. Este o responsabilitate foarte mare pentru profesori ca să creeze noi oameni în societate, să rodul muncii lor se vede de zi cu zi în ochii oamenilor care îi întâlnim. Dragi profesori, vă iubim, vă stimăm, vă respectăm și cu plecăciune la dumneavoastră ne închinăm. Vă dorim mulți ani înainte, o zi frumoasă, un soare cald în inimile voastre și știm prea bine că nu aveți timp mereu să priviți poate o televiziune, poate să răsfoiți o revistă, dar mereu am dorit să vă faceți timp, mereu să vă faceți timp pentru ceva deosebit. În liceul teoretic Alexandru cel Bun din Rezina activează 52 de profesori.